Să te încalzi cu Sasha din greșeală. Da. Putem începe. Da, stai. Hai, Sasha, poți să veni și tu aici dacă vrei. E nehotărâtă. Doamnelor și domnilor, stimați vlog spectatori, în vlogul de astăzi, discuții de cuplu. Dar înainte să începem discuțiile de cuplu, Marian simte nevoia să vă arate ce și-a cumpărat. Nu e plătită chestia asta sau ceva, pur și simplu știți că sunt obsedat de Adidas și că acești indivizi de la Sneaker Industry sunt sunt vinovați pentru toate achizițiile pe care le fac. Ei săraci sunt vinovați că aduc Adidas și nu Marian că își cumpără Adidas. Ce credeți că și-a cumpărat Marian? Ce model de Adidas credeți că și-a cumpărat Marian? Știți că aici sunt un vlog zilele trecute. Ai zis, da, am zis că mi-a luat un proiect de Adidas. Aceasta este cea de-a doua pereche de sneakers, să nu mai zic Adidas. Sneakers. Asta este a doua pereche de sneakers, de Air Force One-uri, doamne și lor, perechea numărul! Eu credeam că ți-ai luat păia din piele întoarsă, doamne, sunt super busy. Nu aveau și de fete? Nu aveau. Mă, tu mă minți. Dacă mi-ai pus. Hai să-mi pun și eu unul, să văd cum merge mie. Crezi că dacă mi-aș cumpăra și o pereche numărul ăsta? Deci numărul meu, pardon. Lumea asta mai tare decât de momentul ăla în care desfaci cutia. Wow. Și vezi pentru prima oară. Vai cât de bine mi-ar veni culoarea asta, uitați-vă. Nu? Nu mi s-ar potrivi frumos culoarea asta, mă, sunt super visim. Și ai obsedat, nu? Adică oricum perechea de Nike ori a rupt în două colecția mea de Adidas. Îmi pare rău, Adidas, te iubesc foarte mult, ești brandul meu de suflet. Dar Air Force One-urile astea... Mi se pare că se potrivește foarte bine modelul ăsta lui Marian de Air Force One, adică îmi se pare că e Adidasul perfect pentru el. De la Adidas, pe următoarea achiziție, sper să fie easy! Vedem. Da. Negociem. Nu cred că o după să nuntă, facem easy, după nuntă, că altfel o să... Apropo de nuntă, ăsta va fi subiectul zilei. Vrem să venim cu niște update-uri vis-a-vis de ce se va întâmpla cu nunta, ce planuri avem, unde am ajuns până în momentul de față. Așa că, Georgiana, lasă site-ul ăla în pace. Stai un pic, vă rog. Așteptați-mă o secundă. Nu vine să cred că faci asta. Bă, de tot, wow. Vreau și eu. Culoarea asta e superbisimă. Hai, Georgiana, haidem. Doamnelor și domnilor, stimați-vă spectatori, Georgiana preia legătura. Despre nuntă! După cum mulți dintre voi știți deja, am hotărât data nunții, Marian încetează. Aceasta este pe 13 octombrie 2018, adică 18. Whatever. Avem locația deja rezervată de anul trecut, o să facem la Clubul Diplomaților. Am mai rezervat muzica, o să avem un band care o să cânte, o să avem un DJ și o să mai avem și o surpriză. Să vină cineva să cânte foarte mișto. Așa. Avem rezervat video și foto. Și cam asta este tot. Ce am rezolvat? Tot ce am rezolvat, da, până acum. Noi spunem că ce era cel mai important. Ași și nași. Bine, două, da. Perechi de nași. Și două perechi de nași, evident. Ce nu am rezolvat și ce trebuie neapărat să rezolvăm cât mai curând este biserica. Da, Georgiana a pus ochii pe biserică foarte frumoasă, aici prin zonă. Da, este... Nu spunem că poate ne ia lumea înainte. Da, e biserică foarte frumoasă. Voiam să facem la Cașin, însă am auzit tot felul de povești, bla bla, că oamenii care s-au căsătorit acolo, vezi, Doamne, nu mai sunt împreună. Am auzit povestea asta din mai multe părți și am zis, ok, bine, oricum, fie. Mie nu-mi plăcea la Cașin, adică nu mă simt... nu știu, mi se pare așa. E asta, de exemplu, unde e vis-a-vis de Radisson, pe Calea Victoriei. Mi se pare micuță, cochetă. Da, noi oricum o să mergem pe varianta de slujbă scurtă, cea de 40 de minute sau 35 de minute. Adică nu ne dorim să stăm în biserică o oră jumate. E o formalitate, adică nici eu, nici Maria nu suntem cei mai credincioși, nu suntem nici atei, dar pur și simplu ne dorim să... O facem și să mergem să ne distrăm. Da. Despre asta e vorba, adică nunta... Foarte multă distracție. Da, noi facem nuntă ca să ne distrăm, nu facem nuntă ca să intrăm în rândul lumii, nu facem nuntă pur și simplu. Facem o petrecere cu oamenii care ne sunt dragi și care au fost alături de noi pe tot parcursul relației sau, mă rog, familie și așa mai departe.
Da, să marcăm un început, un alt început, da, practic. Și plus că e normal să faci o nuntă, da. Și să sperăm că va fi doar una singură în această viață pentru amândoi. Cred că vrea să-l strâng de gât, așa. Așa, ce urmează să facem? Aici o chestie mișto aici. Că nunta asta va fi clar pentru distracție. Toată lumea a zis, da, o să te distrezi pe dracu, o să fie, o să alergi toată noaptea. Nu, inclusiv Georgiana, și mi-a plăcut aici de ea, a zis, băi, noi nu vrem să fim aia care așteaptă invitații la ușe cu pișcotul și cu șampanie. No, vom gândi o chestie super dementă, care îi va aștepta pe invitați la ușă și care îi va direcționa frumos către ringul de dans, către... masă, probabil că o să avem hostess ceva care să-i ajute să ajungă la masă, dar tot ideea e că mi se pare foarte obositor pentru Mir și pentru Naș să stea să aștepte la ușă, da, 2-3 ore sau stai la intrare, te pup cu 500 de oameni. Cred că oricum te-ai mai văzut și la biserică odată. Nu, că nu te vezi cu toți la biserică, dar ideea e că cel mai elegant mi se pare ori să, nu știu, să vină și după ce au intrat ei în sală, dar nu-ți vin toți odată, asta e problema, că mă mai gândesc și la varianta în care ei să ajungă în sală și după aia să intrăm noi, știi, gen... Dar e greu, pentru că nu vin toți odată. Nu, ideea este că nu o să-i așteptăm la, nu o să stăm la intrare, o să facem după ce, nu știu, după ce se rește poate aperitiv, o să facem un tur, o să ne pupăm cu toată lumea și o să saltăm pe toată lumea și să mulțumim tuturor că au venit, dar nu vom sta la ușă. Asta este clar, asta mi-am dorit-o întotdeauna. Da, ideea e că vrem să nu ne obosim aiurea pe niște detalii care, nu știu, ce sunt astea, tradiții, n-am idee ce sunt. Da, nu o să facem. Sunt niște detalii care nu prea au foarte mult rost, pentru că vrem să ne simțim noi bine și invitații noștri să simtă și ei bine. Eu nu cred că chestia asta face diferența cumva dacă îi așteptăm sau nu la ușă. Cred că mai mult va conta ce se va întâmpla acolo la nuntă, cu ce tâmpenii aminte, că avem o listă de... O să râdeți la nunta noastră cât n-ați râs la tot vlogul ăsta. Da, o să fie nebunie. Dar nu o să avem tradiții, nu o să fie cu furat de mireasă, nu o să fie cu jucat hora în fața blocului, în fața casei, nu o să fie cu tăiat și bărberii cu toporul, nu. O să fie ceva foarte elegant. O să fie ceva elegant, o să plecăm probabil el de aici, eu de la mine de acasă, sau vine să mă ia de acasă, dar fără muzică, fără lăutari. I hate this. Hai, fără lăutari. Joke. Da. Nu o să mi se fure, nu o să mi se dea jarteaua jos, nu o să... Nici cea cu buchetul, nu știu dacă o să fac. Pur și simplu, noi vrem, da, vrem să ne distrăm, adică vrem să fie o petrecere și asta o să și scriem în invitația de nuntă când o să o facem. Dar se va striga, dar glumesc. Da, altceva la ce ne-am mai gândit legat de chestii din ieșite din sfera anunților? O chestie pe care vreau să o zic și acum și o să o zic și în preajma anunții și toate cele, pentru că chiar vreau să nu se facă vreo confuzie. Dacă la nunta noastră vor exista niște companii, niște branduri, să știți că ele nu vor veni acolo pentru că ne-au plătit să fie acolo, ci vor veni acolo pentru că au fost parte din viața noastră de până acum și vor fi și de acum încolo. Pentru că, cum ați văzut, eu sunt fan anumite branduri și vorbesc despre ele de cele mai multe ori, 99,99% gratis, pentru că le folosesc, sunt happy cu ele. Și dacă vor fi la nuntă și vor avea niște activări demente pentru că le-am gândit noi împreună cu ei sau ceva de genul, vor fi acolo pentru că ne face nouă plăcere, nici de cum că ne plătesc sau ceva de genul. Nu vrem să facem bani cu nunta asta, nu ne gândim ca să smulgem vaca cât mai mult, să plecăm în Tahiti cu banii aia sau nu știu, în niciun caz. Chiar vreau să ne distrăm, amândoi vrem chestia asta, da, să fie mișto, să fie o nuntă, cum e viața noastră de zi cu zi și cum o vedeți aici în vlogul ăsta și... Să fie fun. Și nunta asta o să fie și pet friendly pentru cei care vor să vină, prietenii noștri care au animăluțe, pot veni cu ele. Sasha nu o să stea la toată nunta, am hotărât împreună. Este genul de câine care se sperie foarte, foarte tare de zgomote puternice, evident o să fie muzică. Am hotărât că o să o luăm probabil vreo oră, două acolo, după care cineva, probabil frate meu, încă nu știu, o să afli la vlog. Dacă tu ești la vlog o să afli. Da, o să o duc acasă, nu are rost să stea în zgomot și să se țină după fundul meu, pentru că asta face, este umbra mea. O să fie... Poate o gândim să fie parte din Rochia de Mireasa. Să ai așa marsupiu, nu? Ce-ar fi? Cum ar fi asta? Ok, asta ar fi următorul nivel de nebunie. Care este destul de posibil. Da. Ne-am gândit la tot felul de lucruri care se întâmplă acolo. Ne-am gândit și cum am vrea să arate, dar nu suntem încă siguri. Nu o să avem wedding planner și nu cred că o să-mi iau wedding planner.
că până la urmă cumva chestia asta intră la mine cu flori și cu toate nebunii. Poate mă gândesc să angajăm pe cineva care se ocupe atunci în ziua aia de... Un fel de project manager. Da, ca un fel de, da, regizor de eveniment pentru ziua aia, pentru că nu vreau să stresez pe nimeni din familie să se ocupe de bunul mers al lucrurilor, nici eu și Maria nu vrem să ne ocupăm de chestia asta. Eu în special că știți că sunt toputoare. Așa. Nici de vlog nu o să mă ocup în ziua aia. De vlog o să iau pe cineva care să se ocupe, să filmeze asta. Nu știu dacă îl chinui pe Zaia Fet sau pe altcineva, chiar, chiar, sau poate îi pun pe toți să filmeze și o să editez după aia tot ăsta. Da, trebuie să ne gândim, trebuie să ne gândim. Ideea e că știu că sunt foarte multe chichițe la nuntă legate de băutură, de aranjatul sălii, de toate cele. Eu nu o să am timp să mă ocup de chestia asta, Maria nici atât, deci cu siguranță va trebui să angajăm pe cineva. Norocul nostru este că lucrăm într-o agenție de PR și că avem departament de event și ne vor ajuta cu siguranță să găsim un om pentru, da, pentru eveniment. Legat de rochia de mireasă, pentru că știu că multe dintre voi sunteți curioase, am găsit-o. Din păcate, nu există livrare în România de la acel creator de modă. O să o fac la... De ce ai făcut așa? Că e scumpă! O să o fac la un croitor. Dacă aveți, nu știu, idee de vreun croitor care lucrează bine și mă poate ajuta, mi-ați fi de super ajutor. Pe bani, pe bani. Deci rochie am găsit-o, o să-mi iau, o să-mi fac sandale, chiar dacă o să fie octombrie și o să fie frig, păr, o să-mi las desprins, nu o să-mi fac coc, nu o să-mi fac, vreau să fiu eu când mă uit în poze. Marian o să-și cumpere un costum negru din ce am stabilit și cel mai probabil o să-și facă niște Adidas. Da, personalizați. Vreau să fac niște Adidas personalizați pentru, la biserică evident nu, dar pentru dans, pentru alea alea. Da, apropo, idei. Pentru dansul Mirelui și al Miresei avem deja cântecul, melodia, the am ales-o. Song. Da. Nu o să facem lecții de dans, o să dansăm cum o să simți bine atunci. Nici nu e nevoie, uite la mine. Pa! Da, și a, și a Air Force-urile și deja e cel mai mare dansator. Sașii, nu o să-i facem rochie, nu o să o îmbrăcăm, nu suntem nebuni, chiar atât de nebuni. Iubire, am chinuiu, am chinuiu și știu, tu știi foarte bine. Mă. Și cam atât, adică... Again, iar îmi pără engleza asta. Deci romgleza pentru mine este, dacă aveți întrebări cu privire la anumite chestii, că pe evident noi chestiile astea le zicem așa ce avem în minte. Poate sunt anumite aspecte pe care le-am uitat, scrieți-ne în comentarii și o să vă răspundem sau facem clip dedicat pe tema asta. Da. Da. Da, deci ideea e că vrem ca 2018 să nu fie un an dedicat nunții și atât. Într-adevăr, va fi sub umbrela nunții, dar vreau să călătorim mult, vreau să ne distrăm în continuare, vreau să avem conținut pentru acest vlog, să o facem, să vă uitați la noi în fiecare zi și să ne uităm noi la noi în fiecare zi, să fim fericiți că suntem cum suntem. Și, da, pâs, nunta va fi, va fi fucking amazing. Fucking amazing. Da, o să fie fun, o să fie o petrecere super tare. Asta vrem. Da. Și am uitat să vă spun, nu o să avem un fel de mâncare la nuntă. Am hotărât să renunțăm la un fel de mâncare. Deci nu o să fie cu multă mâncare în farfurii aduse de ospătar, dar o să mai avem alte, o să mai avem alte tipuri de mâncare pe lângă. Da, nu vreau să dăm detalii, dar o să fie, o să fie toate. O să, da, Marian e puțin nebun și eu sunt și mai nebună pentru că m-a acceptat. Dar pe măsură ce o să înceapă să se concretizeze și să se concretizeze și să se creioneze toate detaliile, pentru că în momentul de față suntem la stadiu de idei, nu am confirmat încă cu oamenii pe care vrem să-i aducem, dacă vor să vină și dacă poate să vină, o să vă povestim. Da. Deci sunt niște planuri, dar noi sperăm și țineți-ne pumnii să ne iasă și oamenii la care ne-am gândit să vină să ne facă de mâncare, să vrea și să-și dorească să fie alături de noi. Da, ideea e că, apropo de chestia asta cu invitați și cu toate cele, încă nu ne-am gândit cum putem face să vă introducem și pe voi în poveste. Nu vreau să fie dubios, vreau să fie natural, așa cum suntem noi, după cum bine ați observat, natural nebun. Ne gândim, găsim o soluție, ceva și vorbim cu voi, pentru că chiar vreau să fie totul țai, să toată lumea să fie fericită. Da. Bun, cred că asta am avut de zis. Acesta a fost locul de azi? Da, clar. Acesta a fost locul de astăzi. Eu mă duc să mă tund și să mă fac ceva la păr, nu știu ce. Am puține emoții. Dar cred că se iasă fain. Păi...